Chiar și planeta vecină, relativ apropiată, Marte, se află la milioane de kilometri distanță și este aproape imposibil să ajungem până acolo. Visurile noastre despre explorările interplanetare încep și se termină în același timp cu planeta Marte. Dar ce s-ar întâmpla dacă această călătorie ar deveni puțin mai ușoară? Astăzi o să vorbim despre efectele pe care le-ar putea avea apropierea planetei Marte de Pământ. De fapt, Marte se deplasează tot timpul mai aproape sau mai departe de Pământ pentru că orbita ambelor planete în jurul Soarelui are o formă eliptică, nu perfect sferică. În cel mai îndepărtat punct, Marte se află la o distanță de 400 de milioane de kilometri față de Pământ, iar asta se întâmplă atunci când ambele planete se află în părțile opuse ale Soarelui. Dar în 2018, Marte s-a apropiat de noi la numai 57,6 milioane de kilometri, fiind cel mai apropiat punct din ultimii 15 ani. Această perioadă de timp în care planeta noastră se află între Soare și planeta Marte se numește opoziția planetei Marte și are loc odată la aproximativ 26 de luni sau 778 de zile, adică 2 ani, 1 lună și 18 zile. Deși, datorită orbitei eliptice, apropierea Pământului de planeta roșie diferă de fiecare dată când acest eveniment are loc și nu există o distanță fixă. Așadar, în mod natural, aceasta este distanța aproximativă cu care Marte se apropie sau se îndepărtează de noi, în funcție de caz. Dar s-ar putea întâmpla un fenomen nemai întâlnit, în urma căruia planeta roșie să se apropie mai mult de Pământ decât o face deja? Ei bine, un impact uriaș cu un grup de asteroizi ar putea apropia cele două planete. Acest eveniment poate trimite Marte în afara orbitei sale curente, iar dacă unghiurile ar fi corecte, aceasta s-ar putea îndrepta direct către noi. Însă șansele ca acest lucru să se întâmple sunt aproape nule. Între timp, sunt unii oameni care sugerează faptul că ne putem apropia noi de Marte pe căi artificiale, folosind rachete cu care să bombardăm una din părțile planetei atât de puternic încât să-și modifice orbita. Dar chiar dacă am avea vreun motiv anume să facem acest lucru, energia și tehnologia necesară se află la secole distanță de noi. Până la urmă, de ce este luată în considerare mutarea planetei Marte mai aproape de Pământ? Mai întâi, dacă planeta roșie s-ar apropia mai mult de noi, asta ar însemna o apropiere mai mare și față de zona locuibilă circumstelară. Unii cercetători sunt de părere că asta ar duce la formarea unor condiții favorabile formării vieții, la fel ca pe Pământ. Însă deja avem parte de o mare problemă cu această ipoteză, pentru că majoritatea oamenilor de știință sunt de acord că Marte se află deja în zona locuibilă a sistemului nostru solar, ceea ce înseamnă că distanța ei față de Soare nu este principalul motiv pentru care planeta roșie nu oferă un mediu favorabil formării vieții. Cu siguranță, apropierea planetei Marte de Soare și de noi ar lărgi perspectivele unei vizite interplanetare la care visăm de câteva decenii, însă acest lucru nu ar schimba foarte mult starea sa curentă. Principalul motiv pentru care Marte nu formează o echipă prea bună cu condițiile de viață prielnice este lipsa magnetosferei. Mișcarea parțială a lichidului metalic ce formează nucleul Pământului este responsabilă pentru producerea magnetosferei, care deflectă la rândul ei majoritatea particulelor care pot afecta viața, așa cum o știm noi în prezent, de pe suprafața terestră. Din păcate, pentru vecina noastră roșie, cândva în trecut, nucleul său a devenit solid, ceea ce a redus mișcările metalului lichid ce formează nucleul său. Acest lucru a dus la rândul său la subțierea atmosferei, iar mai departe la incapacitatea sa de a menține oxigenul atât de necesar vieții pe suprafața marțiană. Apropierea planetei Marte de Pământ nu ar rezolva problemele actuale, de fapt ar putea înrăutăți lucrurile. Atmosfera robustă a Pământului este ceea ce ne protejează pe noi de radiațiile solare puternice, dar Marte nu are acest fel de protecție. Dacă o mutăm mai aproape de noi, atunci planeta va fi bombardată cu și mai multe radiații solare, doar dacă nu se găsește o metodă de protecție. Cu toate că teoretic este posibilă reconstruirea magnetosferei planetei Marte dacă am reușit să-i transformăm cumva nucleul într-un lichid din nou, totuși, încă o dată, tehnologia existentă nu ne ajută să facem asta deocamdată. Însă se pare că NASA are câteva idei despre cum se poate crea o sferă magnetică artificială pentru planeta roșie, deși teoriile despre cum să implementăm aceste idei sunt mult mai greu de realizat decât orice plan menționat până acum pentru a aduce planeta Marte mai aproape de planeta noastră.
Dacă planeta Marte ar fi destul de aproape, ar fi sufocată în sensul pozitiv de câmpul magnetic al Pământului, iar acest lucru ar suplimenta lipsa atmosferei planetei roșii. Ar fi o sarcină incredibil de scumpă, continuă și asiduă, dar în cele din urmă am putea face din planeta Marte un loc în care am putea trăi. Orice încercare încheiată cu succes de a muta planeta mai aproape de noi ar face situația din ce în ce mai bună, oferindu-i o cale către un climat mai sigur și formarea unor condiții prielnice formării vieții. Aceștia ar fi primii pași către cea mai mare schemă de terraformare a unei planete, iar în cele din urmă i-ar permite lui Marte să-și formeze propria atmosferă în noile condiții oferite. Dar ce s-ar întâmpla dacă nu am încercat să mutăm planeta Marte mai aproape de noi și, dimpotrivă, aceasta s-ar muta singură din motive naturale? Cu toate că, dacă acest eveniment nu îi va restaura magnetosfera pierdută acum milioane de ani și nu o va transforma într-o planetă locuibilă peste noapte, acest lucru aduce totuși niște beneficii planetei roșii. Prima dată, ea reduce distanța de orbitare în jurul Soarelui. Asta înseamnă că numărul zilelor dintr-un an astronomic ar fi mai apropiat cu numărul zilelor dintr-un an pe Pământ. Acest lucru ar face orice misiune din viitor către Marte mult mai ușoară din orice punct de vedere. Călătoriile către planeta roșie vor fi mult mai scurte, ceea ce înseamnă că ar fi mult mai ușor să trimitem oameni acolo și totodată mult mai rapid. Ar fi nevoie și de mult mai puțin combustibil pentru a ajunge acolo. Astronauții de la bordul navelor ar avea nevoie de mult mai puține resurse pe timpul călătoriei, iar asta ar însemna că nava spațială ar fi mult mai ușoară, lucru ce ar ajuta naveta să atingă viteze mult mai mari. Ar fi de asemenea mult mai ușor să aducem pe cineva înapoi de pe planeta Marte în cazul unei urgențe, deoarece astronauții nu ar trebui să aștepte luni la rând până ajutorul va ajunge la ei. Totuși, cu toate că pentru planeta Marte lucrurile ar sta relativ mai bine, pentru planeta noastră acest eveniment nu va fi tocmai unul prielnic. Perspectiva dată de o nouă planetă care se îndreaptă către noi, indiferent că se apropie destul de lent sau nu, ar putea aduce panică printre locuitorii terestri. Este adevărat că am găsit brusc o nouă planetă care ar putea susține o terraformare pe care ne-am putea ulterior muta, însă tot ar trebui să ne îngrijorăm pentru siguranța noastră dacă lucrurile vor merge în direcția greșită. Cel mai rău scenariu ar fi coliziunea ambelor planete. Cum Pământul călătorește prin spațiu cu viteza amenințătoare de 107.200 de km pe oră, iar Marte cu o viteză de 86.430 de km pe oră, o coliziune ar însemna sfârșitul ambelor planete, pentru că acestea au și dimensiuni similare. Chiar dacă într-o bună zi s-ar putea forma o planetă din rămășițele rezultate în urma impactului și probabil cu același potențial de a susține viața, un astfel de eveniment ar însemna la propriu distrugerea umanității cum o cunoaștem noi în prezent. Din fericire, spațiul cosmic este atât de vast încât șansele ca acest eveniment să se petreacă sunt incredibil de mici. Este mult mai probabil ca planeta Marte să iasă complet din sistemul nostru solar sau să fie absorbită de soare la propriu de-a lungul milioanelor de ani. Din fericire, dacă planeta Marte ar urma oricare dintre cele două căi, cel mai probabil ne va rata pe noi. Din păcate, vom pierde oportunitatea să terraformăm o planetă pe care am putea să o folosim în viitor drept casă. Toate acestea fiind spuse, chiar dacă Marte s-ar muta destul de aproape, dar totuși s-ar opri cumva la o distanță sigură de noi, tot ar trebui să facem față altor probleme cauzate de rezonanța orbitală. Adică, noua poziție a planetei Marte ar interfera cu locul Pământului în sistemul nostru solar. În momentul de față, toate corpurile spațiale au o orbită balansată în jurul Soarelui, iar acest lucru ne favorizează mai ales pe noi, cei care ne aflăm pe o planetă prosperă și sigură pentru toate viețuitoarele. Dar dacă Marte se apropie prea mult pentru a ne afla în siguranță, asta ne-ar putea situa la marginea zonei locuibile circumstelară. Am fi blocați într-un război continuu cu Marte. Este un război pe care noi, ca o planetă mai mare, l-am câștiga, dar am putea atrage planeta roșie în propriul nostru câmp gravitațional, acționând ca o a doua lună spectaculoasă. În urma acestor circumstanțe extreme, ne-am putea aștepta la inundații în masă din cauza mareelor oceanice scăpate de sub control. Întregi regiuni și orașe importante de pe harta Pământului, din prezent, vor fi sub apă, iar acest lucru va schimba până și anotimpurile planetei. Am putea fi chiar martorii unei coliziuni dintre Marte și Lună, iar în urma impactului toate rămășițele ar urma să fie atrase de Pământ, ceea ce ar da naștere unor ploi de meteoriți extrem de periculoși.
Toate aceste evenimente sunt desigur foarte puțin posibile, la fel de imposibile ca mutarea naturală a planetei Marte mai aproape de noi. Însă spațiul s-a dovedit a fi de foarte multe ori prea imprevizibil și este foarte bine să ne amintim că locul nostru în zona locuibilă a fost câștigat doar datorită unui șir de evenimente norocoase și a celorlalte corpuri cosmice care se află în sistemul nostru solar. Dacă Marte s-ar afla mai aproape de Soare și într-o zonă locuibilă mai favorabilă din sistemul nostru solar, am putea fi martorii apariției vieții organice pe suprafața sa. Cu toate că lipsa unui nucleu topit și a magnetosferei va reprezenta un blocaj masiv, dacă aceste probleme ar putea fi cumva depășite, atunci am avea locuri în primul rând la spectacolul formării vieții extraterestre. Însă ar fi mai bine să nu ne ia înainte cu evoluția. Dar acesta este un subiect pentru alt videoclip. Rezultatul cel mai probabil în cazul apropierii planetei Marte ar fi că misiunile noastre standard către Planeta Roșie vor fi mult mai ușoare. Călătoriile marțiene ar fi mult mai scurte și frecvente, iar așezările umane permanente pe suprafața sa ar urma să înflorească foarte rapid și mult mai prosper. Ar întrece orice așteptări pe care le avem din partea misiunilor din prezent cu privire la călătoria către Marte. Cam acestea sunt evenimentele care ar avea loc dacă Marte s-ar afla mai aproape de Pământ. Voi ce credeți? Ne-a scăpat ceva? Ați călători pe Planeta Roșie dacă s-ar afla la doar o aruncătură de băți de noi? Ne puteți scrie în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!